Bună, micuți exploratori! Pregătiți-vă de aventură! Mergem în jurul lumii! Vom vizita 7 continente. Fiecare continent este unic. Sunt pline de surprize. Hai să le descoperim! Prima oprire, Africa. Apoi câmpiile înghețate ale Antarcticii. În continuare vom vedea urșii panda din Asia. După aceea, plecăm spre castelele Europei. Nu uitați de pădurea tropicală a Americii de Sud. În final vom vedea canguri în Australia. Sunteți gata? Să mergem! Africa este o țară a soarelui. Aici se află savana vastă. Ierburi înalte se leagănă în vânt. Leii răcnesc în depărtare. Elefanții cutreieră în turme. Uite, un ghepard aleargă ca vântul. Girafele își întind gâtul pentru a ajunge la copacii înalți. Zebrele pasc liniștite. Atâtea animale uimitoare. Africa este de asemenea casa multor oameni. Ei trăiesc acolo de foarte mult timp. Au tradiții și povești unice. Putem învăța atât de multe de la ei. Urmează Antarctica. Este cel mai rece loc de pe Pământ. Cea mai mare parte a Antarcticii este acoperită de gheață. Este ca un cub de gheață uriaș. Dar nu lăsați frigul să vă păcălească. Antarctica este plină de viață. Pinguinii se plimbă pe gheață. Balenele nuată în apa înghețată. Focele se bucură de soare. Antarctica este importantă, ajută la menținerea planetei noastre răcoroase. Trebuie să protejăm acest loc special. Secțiunea 4, Asia, casa ursului panda uriaș. Să călătorim în Asia. Asia este cel mai mare continent. Are câte ceva pentru fiecare. Munții impunători ating cerul. Himalaya este cel mai înalt din lume. Râuri strălucitoare curg prin văi verzi. Asia este casa ursului panda uriaș. Acești urși pufoși adoră să mănânce bambus. Sunt un simbol al păcii și al norocului. Asia este plină de povești străvechi și festivaluri colorate. Oamenii sărbătoresc cu muzică, dans și mâncare delicioasă. Secțiunea 5, Europa. Un loc al istoriei și frumuseții. Europa este un continent al istoriei și al farmecului. Castelele spun povești despre regi și regine. Ruinele antice șoptesc secrete ale trecutului. Turnul Eiffel din Paris se înalță falnic și mândru. Alpii, cu vârfurile lor înzăpezite, sunt o priveliște de admirat. Europa este de asemenea o țară a basmelor. De la Cenușăreasa la Scufița Roșie, aceste povești au încântat copiii timp de secole. Secțiunea 6, America și Australia. Călătoria noastră continuă către America. America de Sud găzduiește pădurea tropicală amazoniană. Este cea mai mare pădure tropicală de pe Pământ. Păsări colorate cântă în copaci. Maimuțele se leagănă printre crengi. Sus, în munții Anzi, găsim Machu Picchu. Aceste ruine antice spun povestea poporului Inca. Australia ne așteaptă. Este cel mai mic continent. Dar nu vă lăsați păcăliți. Este plin de creaturi uimitoare. Kangurii sar prin outback. Ursuleții koala se cuibăresc în eucalipt. Marea barieră de coral strălucește cu pești colorați. Călătoria noastră în jurul lumii se apropie de sfârșit. Am văzut locuri incredibile și animale uimitoare. Amintiți-vă, planeta noastră este prețioasă. Să o explorăm cu curiozitate și să o protejăm cu grijă. Care a fost partea voastră preferată a călătoriei noastre? Spuneți-mi în comentariile de mai jos. Și nu uitați să vă abonați pentru mai multe aventuri interesante.